Bună dimineața, da, corect, la noi. Și va fi din ce în ce mai bună dimineața, când vom începe din ce în ce mai târziu. Uite, iată, sunt și în sezonul 25, eu continui să spun că sunt noutăți și exclusiv, nu exclusivități, ci premiere, pentru că tu n-ai venit niciodată, nu? Sau ai mai fost? Am fost, dar cu gândul. Da. Nu, am mai fost odată alături de soțul meu, dar de ai data aceasta, fost, iată, nu mai țineam singur minte, aici în platoul tău, Dane, da, al vostru. Da. La mulți ani, pentru că este și o zi specială a voastră. Da, începe mulțumesc. Sau s-a terminat? Că nu mai știu exact. Mulțumesc, mulțumesc tare mult. Începe acum? La doi, nu, nu, s-a terminat. Tocmai s-a încheiat. Da. 12 ani de căsnicie. Doamne, da, ajută, la mulți mulțumim, ani, mulți mulțumim înainte. Frumos. Nu, 12 ani de când am cunoscut. A, de când v-ați cunoscut. Tot da, căsnicie se da, cheamă. De când am pătruns în platoul agentului VIP. Așa e, că voi v-ați cunoscut, da, la o emisiune, nu? Și acolo am rămas, să zic așa. Știi cum sunt caracatițele? Ai bănuit încă din seara aia? Nu, 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 a, exclus. Deci el a, el a făcut următorii pași, nu? Ai, las-o așa. Nu știu cine. Nu știu dacă... Știi cum e, puține... care pe care, că tot putem să vorbim orice puține, la ora asta. Cred că mai sunt Măruță cu Andra, care au același gen de poveste, s-au cunoscut în, în platou, așa cred. Dacă am citit dar eu când bine. Când avea și... el emisiunea aia... Când avea la Tonomatul de pe doi. Da, da, da. Dar Andra spunea că îl plăcea și că... Dar bine, mie îmi plăcea profesional, îi citeam revista, adică mă uitam acolo la poza aceea micuță. Da. Am văzut atunci că avea și niște coșulețe pe, pe față și mă gândeam că poate... Asta am vrut să zic, tu te-ai uitat cu ei profesional. Să știi, da, 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 da. Sper să nu se uite acum la noi, dar mi-am dat seama că are părul gras și chiar în momentul în care... Nu râde. Da, nu e, că eu... Și chiar... Și chiar în momentul în care am ajuns în acea seară, deci iată, acum 12 ani în, în platou, m-am dus și eu nu m-am dus cu mâna goală, acum pot să spun că da, au trecut atâția ani. I-am dus așa câte ceva, o mostră să zic, ca să nu spun un produs. S-a dus și în seara asta. Acum. Da, și, i-am dus un șampon pentru păr gras și niște fiole. Și în ziua de azi le folosește cu succes. Mamă, dar ce eram fiolele alea? Da, măcar fiolele, că rest pentru păr gras nu aveam nevoie. Niște fiole puteai să te aduci, fiole, da. Că sifonul aveam noi, da. Asta voi, în schimb, înainte, aveți nevoie de un palmier pitic. Serios. În latex. Nu, nu, serios, deci pentru palmier voi... Palmier pitic? Da, da. Pentru ce? Serenul arepen se numește planta, care se folosea și în antichitate. Pe genul feng shui, zici tu? Nu, nu, nu. Se folosea și în antichitate pentru partea hormonală masculină și acum e o substanță și un principiu activ genial în produsele pentru creșterea firului de păr. Ah, credeam că ai auzit ceva, că avem, că, da, credeam că avem reclamații prin oraș și ne dai... Nu, că m-ai dat în gât, jur. Nu. Ne bănuiam unul pe altul. Nu, serios, deci... Cum ai zis că se numește asta? Palmier pitic. Palmier pitic. Și îți crește părul așa? Și îți crește... Ai grijă să nu folosești prea mult, știi? Adică să n-ajungi cu plete cum erai în tinerețe. A, ce să-i fac cu palmierul ăsta? Să-l mănânc? Sau ești practic un șampon, ai un apoi șampon, fiole, a, să-l da? Fumez, nu știu așa să... Da, uite că ușor, ușor intrăm pe strada ta. Povestea absolut fabuloasă. Tu, dintr-un complex, practic, ai ajuns să te, să te documentezi, da, să scapi de, de o acne explozivă, sau cum se numește ea? Da, nodulă chistică îngrozitoare. Am avut, odată cu pubertatea, așa cum multe dintre fete au și în zilele noastre, chiar dacă lucrurile au evoluat, dar neinformându-se, nu ajung să țină sub control. Am avut într-adevăr o acne nodulochistică pe care nu reușeam să, să o rezolv cu nimic. Adică am făcut... Aici sunt pozele cu tine? De... A, aveam, nu, aveam sunt un ten. Sunt aveam doamnele un ten la care au, a, okay, au mers okay pe mâna, uite, mea ăsta, și au slăbit. Uite, un înainte și după, cum arată tenul înainte de tratament și după tratament. Cam așa aveai și tu? Mult mai rău, mult mai rău, mult mai rău. Deci acneea nodulochistică e, ce să mai așa, ca să descriu în, în cuvinte cât mai plastice, simțeam nodulul din interior și din exterior, știi? Deci obrajii mei deci aveai coșii până interior, invadați, invadați, ceva de nedescris. Un, un complex fantastic care a ținut de la, cred că de la 13 ani până la 20 și timp în care am încercat absolut orice.
vaccinuri, tot felul de injecții, nu mai spun la cosmetică, o dată de două ori pe săptămână. Și așa, prescurtând, pentru că nu avem foarte mult timp, așa ai reușit să dai de firma pe care acum o și reprezinți exact, în România. Exact, în căutările mele. Asta mi s-a părut foarte tare, da. Să ajungi de la faza în care să nu mai știi ce să faci, cum se zice pe românește, să spui treangul de gât de obsesie că ai bube, până la cea în care să faci mulți bani cu treaba asta, mi se pare că orice om care ar avea coșuri ar accepta coșurile cu plăcere dacă ar ști că ăsta e drumul. Dacă ar ști că ăsta e drumul, știi? Dar nu e așa, din păcate. Mă rugam la Sfânta Parascheva să găsesc o soluție. Deci era singurul lucru pe care mi-am dorit. Dă, Doamne, să pot să scap de coșuri. Parcă ți-ai transformat soluția în afacere. Și am, într-o bursă pe care am avut-o în Italia, într-o vară, pot să spun, am descoperit o gamă de produse care absolut naturale, bio. Am zis, le-am făcut pe toate. Mai încerc și asta. Nici nu erau foarte scumpe și vreau să spun că în toamnă deja m-am întors la facultate cu tenul curat. Și toată lumea m-a întrebat ce ai făcut, cu ce te-ai dat, ce ai descoperit, pentru că lumea știa clar, lucram și atunci. Vorbesc chiar de linia ta acum pe care o reprezinți în România sau asta este ceva nou? Nu, vorbesc de acest brand care după 20 și de ani există în România. Da. La început îți spuneam, mă întrebau colegii, ce ai făcut, ce ai... M-am dat cu niște creme, cu ce? Cu propolis, cu cremă lipozomială, cu lipozom și așa mai departe. Loțiune, lapte, cremă, mască, deci lucruri foarte simple, nu intervenții, nu extracții, absolut deloc. Și am încercat să strâng bănuți pentru că am contactat firma, am zis vreau să le aduc în România, terminasem marketingul. Tu lucrai pe atunci la Iași, la radio, nu? Lucram în televiziune în Iași, televiziune, da. Cu un strat de două degete de pudră și fond de ten pe față, da, pentru a-mi acoperi. Poate și din cauza asta nu trecea. Nu. Nu? Nu stăteam tot timpul, îți dai seama. Da. Nu. Și ăsta e un factor. Era de infectare. Era o cazuistică adevărată, da. Și așa am făcut primul import, am contactat firma, le-am adus în România și am început pas cu pas. Cât de tare. Da. Și ai și scăpat de problemă și a devenit și bine. Da, cred că ăsta a fost destinul meu, ca ulterior oamenii să fie absolut impresionați și nu suntem a la grande, așa, știi, deci nu lucrăm, nu e o industrie. Da, și mă gândesc că aveți și competitori mult mai renumiți și mult mai puternici. Mult mai renumiți, dar să știi că pe partea asta de dermatocosmetice profesionale bio, suntem singuri în România. Foarte tare. Da. Foarte tare. Iar de aici nevoile și necesitățile româncelor au fost multiple, pentru că, iată, și slăbire, și... Și slăbire, și soț, și... A terminat emisiunea și ai venit și... Deci nu se poate. Bine ai venit, suriurile, la mulți ani, Doamne ajută. Poftim. Uite, deci am zis că e prima dată singură, știi? Nu e singură. Eu sunt galeria aici. Eu am zis când intră, băgați-l când ajunge. Da. Bine ai venit și bine că ai mai terminat o ediție. Eu acasă cu Tudor și... Vezi că între timp s-a spus așa, ai păr gras. Asta mi-am zic și eu acum, jur. Așa este. Ai avut niște, părul să fie rămas ai avut niște fiole minune de care nu-mi zici și mie să beau și eu de ele. Cu sifon măcar, da. Aduc eu șprițul, ai dreptate, adică eu apa minerală. Da, am apucat să spunem măcar pe scurt așa povestea de succes a vieții ei profesională. Hai să vorbim puțin de povestea voastră. Stai un pic, că eu aș vrea să pun câteva lucruri interesante ca să înțelegeți că ceea ce poate să însemne drama unui om în momentul în care are asemenea semne pe față este de neimaginat. Ascultați-mă că aici sunt două chestii foarte interesante. Unu, eu am început să folosesc, pentru că am avut aceeași problemă acneea, în momentul în care o celebritate, în loc să se uite în ochii mei, se uita la fruntea mea, pentru că eram praf. Culmea este că înainte să ne cunoaștem, ea a fost pe pielea mea înainte ca să ne cunoaștem. Okay. Că cineva mă trata exact cu produsele ei. Și îți mai spun ceva despre ea pe care ea nu-l spune. Ea are încă de multe ori momente în care e greu să se uite în oglindă, pentru că dacă s-ar uita în oglindă, ar vedea acea față. Asta am văzut la Bordea vorbind. El are în continuare spaima că o să fie sărac, dar el nu mai are cum să mai fie sărac, este foarte bogat. Să știi că e o semi-glumă. Când ai un început de genul ăsta în viață, rămâi cu el. Și oamenii, probabil că oamenii care au fost, sau uite, oameni care au fost grași și slăbesc și ajung să arate perfect, ei se văd în continuare grași. Tu știi că eu acum evit și acum evit oglinda? Adică știu că urmează oglinda, să zic. Momentul ăla nu mă uit.
Nu se uită din prima. Pentru că sunt sigură că acolo voi vedea un chip cu de mare era complex. Era și de 25 de ani de zile, eu nu mi-am mai lăsat părul creț. Tocmai pentru că părul creț pentru mine de perioada înseamnă aia? Perioada aceea. Deci sunt 25 de ani de când eu n-am mai purtat părul creț. Tenul l-ai vindecat? Ai încercat și o terapie? Terapia mi-o fac zi de zi cu... Nu, terapie psihologică. Eu sunt terapia. La asta mă referam. Terapia mi-o fac la fel vindecat. Cu produsele mele. Știi de ce? Pentru că am scos de 2 ani de zile o gamă cu endorfine. Da, da, e molecula la ideea pe care o ai în cap. Atenție, e un ulei esențial pe care dacă îl iei... Eu iese un amor, nu, ceva serios, fac. Jur, mă. Molecula fericirii, adică face minuni. Îți explic, deci dai, se folosește și după aia porn, ai Pornhub. Două vești bune seara asta. Pornhub.com. Da, da, da. Da, da, glumesc. Da, știi ce am vrut să zic? Ok, aici ești vindecată și știi tu că ești vindecat. Dar dacă în continuare ai genul acesta de spaime, că sunt niște spaime, poate că ar fi bine să faci niște ședințe. Păi uite că nu le mai am. De anul acesta am reușit să revin la creț. Da. Și mai e o chestie, știi ce fac? Așa să-și înfrâng spaimele, știi? Serios, deci mi-am dat seama că am fost la Dubai și am intrat cu părul în apă și am văzut că e ok. Acolo, încântată de tot ce era în jur și am zis, hai că o să meargă. Și acum mă uit în oglindă și știu că voi vedea ceva urât. Da. Și nu mai e atât de urât. Mai are o chestie pe care iarăși nu o spune. Se întâmplă lucrul următor. Prin natura lucrurilor, pentru că sunt zeci, sute de oameni care scriu, are nebunia de răspuns. Ea stă până la 3 dimineața, ea se culcă puțin mai târziu decât mine, că răspunde tuturor ea. Apropo, scuze, în seara, noaptea asta nu v-am răspuns. Vă răspund în noaptea acum asta negreșit. Dar sunt oameni, știi, care zic, dar de ce nu-mi răspundeți? Dar acum, dar stai, deci oameni care au o problemă. Nu numai asta, dar pentru că au o problemă. Au probleme reale, ok, da. În momentul în care are cazuri, după cum vedeți aici, de multe ori, cum să spun, are o chestie de asta de parcă retrăiește momentul ăla și are o sensibilitate la un moment dat și că zici, domne, că lăcrimesa este o prostie, nu, pentru că momentul ăla vede momentul salvării pe care ea l-a avut atunci. Poveste,